Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Mereu în Formă. Astăzi vom vorbi despre un tratament 100% natural, care poate fi efectuat cu succes și în România. Este vorba despre hirudoterapie. Secretul ei constă în hirudină, o substanță secretată de lipitori. Aceasta poate vindeca complet numeroase boli și afecțiuni. Însă mai multe detalii ne va da invitatul nostru de astăzi, domnul dr. Shermet Gheorghe, specialist în hirudoterapie. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua. Și mă bucur că ați venit aici la noi la AgroTV. În primul rând, aș vrea să începem cu dumneavoastră. De cât timp practicați această meserie și ce anume v-a determinat să alegeți acest domeniu? Practicând medicina clasică, având mai multe reacții adverse la medicamentele clasice, la farmacoterapie care o practicăm, mi-am pus întrebarea să mai practicăm și metodele biologice, mai vechi. Printre care și hirudoterapia, care acum în prezent face parte din chirurgia biologică, așa în Europa se denumește acum metoda aceasta. Mai sunt și alte metode, dar și hirudoterapia tot i s-a dat denumire de chirurgie biologică. Prin anii 90 am început să trag atenția la această metodă veche practicată de strămoșii noștri și dacă să intrăm în istorie, atunci practic cea mai veche metodă de tratament a civilizației noastre, pentru că încă în Carnag, în Egipt, deci lepitoarea este desenată pe templele egiptene, cu atât mai mult că lipitoarea este una din câteva specii pe pământ care este hermafrodită, are aparat genital și masculin și feminin. Deci vine din epoca lemuriană. Până la epoca lemuriană se spune că a mai fost și Atlantida și acum noi. Deci avem peste o civilizație s-a păstrat această metodă. Ea a fost folosită foarte intens și la noi în România a fost folosită și ea se studia în facultăți. Până în anii 50, asistentele erau obligate să cunoască metoda de aplicare a lipitorilor. Ele învățau la școlile medicale această metodă. Din anii 50-60, când am început să trecem la farmacoterapie sau industria medicamentelor, am zis că scăpăm de aceste vietăți. E mai comod fără ele, pentru că totuși e obiect biologic, mortalitate, îngrijire. E mai simplu. Medicamentul l-ai fabricat, 5 ani de zile l-ai pus în dulap și îl folosești. Deci nu e nicio problemă. De aceea am crezut că nu o să mai avem nevoie, dar prin anii 90, 1990, iarăși am început să ne aducem aminte de aceste lipitori, pentru că nu ne-am satisfăcut în totalitate farmacoterapia sau farmacoindustria care astăzi există. Cum este privită hirudoterapia în România și cum este primită în străinătate? Sunt românii destul de receptivi? Să știți că toată îmbulzeala cu lipitorile a apărut prin anul 2000. Pentru că, în principiu, practicienii au început să le folosească, dar cadrul legal nu prea era. Și iată, primul pas au făcut în Statele Unite, FDA-ul, le-a înregistrat ca dispozitiv medical. Aici e un moment așa interesant, istoric, pentru că în Europa ele au fost înregistrate ca medicament, pentru că este substanță anticoagulantă, nimeni nu contestă acest lucru, e cel mai puternic anticoagulant și antiplachetar. De ce germanii l-au înregistrat în 2006 ca medicament, unicul medicament viu înregistrat azi în compendiu medical. Dar până la germani, americanii l-au înregistrat în 2004, lipitoarea au înregistrat-o ca dispozitiv medical. Pentru că, de fapt, lipitoarea, în primul rând, face incizii, deci este un bisturiu. Și în Statele Unite, deci ce este primar, aceea merge în primul rând în lege, da? Pe cât ea întâi face incizii, înseamnă că e bisturiu. Deci este dispozitiv medical. Care sunt afecțiunile care pot fi tratate cu lipitori? E mai ușor de zis ce nu putem trata cu lipitorile. Medicina se cunoaște că, de fapt, una din problemele majore în apariția patologiei este această răutățire microcirculației. Și atunci lipitoarea, venind cu aceste substanțe activ biologice care
Hirudina, da, constituie peste 50% din componența secretului salivar, dar la ora actuală se cunosc peste 100 de componente a salivei, cu multe substanțe active, proteine, aminoacizi, așa mai departe. Și încă nu toate le cunoaștem. Deci numai 80% din toată structura uscată a salivei o cunoaștem. Dar vreau să menționez că în 2001 a fost descoperit încă un factor care îl generează lipitoarea. Lipitoarea cât stă pe corpul uman, ea generează și așa numit ultrasunet sau frecvență de la 40 până la 250 de mii de herți. Și, ei generează contreruperi, intermitent. Cercetările au demonstrat că, de fapt, generarea frecvențelor intermitent aduce la un efect mai mare în vindecarea patologiilor. Și astăzi, majoritatea aparatelor medicale electrice, de fapt, noi am învățat la lipitoare cum ea lucrează, așa am început și noi să construim aparatele medicale, să nu dăm 10 minute o frecvență de 1600 de Hz sau de 50 de Hz 10 minute, nu. Dăm 30 secunde o valoare, peste 10 secunde altă valoare și tot așa. Cum lipitoarea de fapt lucrează? Este foarte eficientă această terapie. Vă rog să-mi enumerați câteva afecțiuni care pot fi tratate prin această metodă. Toată lumea știe că lipitorile au început să folosească la boala varicoasă și tromboflebite, tromboze și așa mai departe. E adevărat. Pentru că boala aceasta e greu curabilă, nu prea avem metode eficiente la ora actuală și chiroterapia rămâne ca una din cele mai eficiente. Și astăzi, de pildă în Anglia, cercetările au demonstrat că operarea sau eliminarea venelor dilatate mai des apar tromboembolii arterii pulmonare decât la pacienții neoperați. Că, de fapt, noi de asta și eliminăm venele dilatate, că avem frică să nu se formeze tromb în venă, în vena dilatată, care poate migra și aduce la tromboembolii arterii pulmonare și atunci e decesul, e peste 90%. Și am zis, dacă noi ne temem de tromb, haideți să dăm anticoagulante. Și astăzi noi prescrim pacienților anticoagulante, dar nu toți ne suntem satisfăcuți. Noi avem profilaxia trombozilor, dar nu putem stopa progresul bolii varicoase cu aceste inflamări, dureri, picioare grele și așa mai departe. De aceea, aplicând lipitorile, noi totodată, pe lângă cei că e cel mai puternic anticoagulant și trombolitic, noi mai echilibrăm și presiunea în sistemul venos. Așa, și dispar aceste senzații de picioare grele. Asta în boala varicoasă. Dacă vorbim de sistemul cardiovascular, atunci boala hipertonică de orice grad, problemele de ritm, da, a inimii, că aici e greu, în cardiologie e greu de tratat bolile, aritmiile, cordul, așa numit, dar sunt și aici efecte. Dar vreau să subliniez tratamentul cu lipitori în infarctul miocardic. În multe spitale din Europa și din Rusia, lipitorile sunt în secția de primire. Pacientul, cum este adus în secția de primire, lui se aplică urgent pe regiunea inimii în cazul infarctului miocardic până la 10-15 lipitori. Deci pe regiunea inimii și pe regiunea toracală. 2, 3, 4, 5, da, toracal. În cazul accidentelor vasculare ischemice sau hemoragice, pentru că e foarte important primele ore după ce apare această patologie, ca să putem salva cât mai mult țesut afectat. Hirudoterapia se folosește și în ginecologie. Din câte am înțeles, poate combate infertilitatea. Spuneți-mi mai multe detalii despre ce este vorba, cum se aplică. Este adevărat că în ultimul timp e o problemă cu fertilitatea, cât la bărbați, atât și la femei. Factori sunt mai mulți. Nu vreau să mă opresc aici. Noi suntem specializați în tratarea coloanei vertebrale și deseori, sau în majoritatea cazurilor, aplicăm lipitorile pe regiune lombară. Aplicând lipitorile pe regiune lombară, aici
există și enervație care vine și la organele genitale. În multe cazuri se restabilește ciclul lunar, dacă este dereglat. Sau am avut cazuri când femeile au procreat după tratamentul hernilor discale și care de acum nu mai credeau că vor putea să se bucure de nașterea unui bebeluș. Deci au procreat, avem mai multe cazuri, am vreo 7-8 cazuri când întâmplător s-a întâmplat asta. Dar există așa o cazuistică când femeia s-a înlăturat uterul și femeia a procreat după aceea. S-a pus vina că nu a fost uterul înlăturat, dar până la urmă tot în scrierile s-au făcut cercetări și atunci s-a presupus că uterul a regenerat. Deci chiar uterul extirpat. Asta prin anii 2002 aceste lucruri s-au întâmplat și s-a început studiu în regenerarea organelor cu ajutorul hirudoterapiei. Și astăzi noi afirmăm că regenerează foarte bine într-adevăr organele genitale, pentru că embrionale ele vin dintr-o placă cu cutaneu. Cutaneul și organele genitale vin dintr-o placă și când acționăm pe cutaneu, efectul cel mai mare este asupra organelor genitale. Mai departe, regenerează foarte bine ficatul. Noi astăzi afirmăm că da, putem trata hepatitele, putem trata ciroza, putem vindeca hepatita virală, B, C, D. Pentru că, v-am mai vorbit, generând această frecvență până la 250.000 de herți, putem distruge virusii. Noi nu putem distruge ciupercile. Pentru a distruge o ciupercă, e nevoie de frecvență până în 800-900.000 de herți. Dar virusii și bacteriile le putem distruge prin frecvența aceasta care generează lipitoare. Această terapie este chiar miraculoasă. Sunt tare curioasă cum decurge o ședință de hirudoterapie. Câte lipitori se folosesc? Care este durata unei ședințe? Dacă îmi permiteți să vă mai spun încă sigur că în privința da. Regenerării, pentru că aici este un moment foarte discutabil în medicină și să știți că doar s-a început problema cu transplant de organe. Este o problemă întreagă. Biserica nu agrează nici într-un fel. Sincer, nici eu nu agreez ca medic transplantul de organe. Pentru că e o discuție întreagă astăzi, iată, ne opunem cu cardurile medicale, anume că apar informațiile astea în liberă circulație de fiecare. Noi astăzi afirmăm că se poate destimula, de regenerat multe organe interne, ale noastre însuși. De ce vorbesc de ficat, vorbesc de glandele endocrine, inclusiv hipofiza, inclusiv pancreasul cu diabetul zaharat, inclusiv tiroida, da? Regenerează foarte bine discul intervertebral. Astăzi, aproape fiecare al doilea are probleme cu coloana vertebrală, cu aceste hernii de disc care nu dovedesc colegii să opereze aceste patologii. Dar nu e nevoie astăzi. Din 10, unul nu mai trebuie operat. Restul pot fi tratat și regenerat discul foarte bine. Noi am câștigat câteva pariuri demonstrând că discul regenerează cu remenierul până la început și după tratament. Deci chiar au un efect miraculos. S-ar putea spune și miraculos, dar nu e nimic miraculos. Sunt substanțele active, deci avem și acțiune biologică și acțiune chimică, da? Ne-a lăsat natura. Deci v-am zis că este odată și dispozitiv medical și medicament. 7 ani vorbim că regenerează mușchiul cordului în zona post-infarctică, da? Exact. Pentru că noi scotem că nu regenerează, da, zona infarctică cu acest țesut conjunctiv. Și noi afirmăm că, da, țesutul conjunctiv din zona de infarct miocardic se poate transforma iarăși în fibră musculară care îndeplinește funcții de contracție, care ajută la debitul sanguin general. Și asta e foarte simplu și foarte ieftin în comparație de a face un transplant de inimă. Nu zic în toate cazurile 100%, dar în 60-70% asta se poate de făcut și trebuie de făcut, că e foarte simplu. Cât costă o ședință de hirudoterapie, spre exemplu, că am vorbit mai devreme de bani? Prețurile sunt diferă. Dacă vorbim de România, între 50 și 150 de lei, depinde de cabinete și de centre. Dacă vorbim de Europa, nu e mai ieftin de 150 de euro ședința.
În Statele Unite, aplicarea unei lipitori costă 35, 40 până la 50 de dolari. Aplicarea unei lipitori. La ședință se aplică de la una până la 6-7 lipitori, în mediu 4-5 lipitori. Cum decurge această ședință? Câte lipitori se folosesc? Care sunt zonele prin care sunt ele aplicate? Este o terapie dureroasă? Da, asta interesează pe mulți și telespectatori și persoane, pacienți. Depinde de sensibilitatea individuală. La unii pacienți practic nu simt incizia care o face lipitoarea. Unii pacienți o simt mai tare, dar în mediu e o mușcătură de țințar. Deci nu, simțim mare lucru? Nu e mare lucru. Nu. Injectarea veninului de albine e cu mult mai dureros. Cu mult mai dureros. Nu, lipitoarea în câteva minute, doar pe lângă toate substanțele biologice active, mai are și în componența salivii și substanța anestetică. Și apare o anestezie a țesutului și nu mai e dureros. Câte lipitori se aplică pe trup? Vă zic, de la una până la 5-6 la ședință. La ședință. Asta când este o patologie cronică, dar în cazuri de urgență, cum v-am vorbit, în infarctul miocardic, cum în accidentele vasculare, aplicăm și 10 și 15 la primele ședințe. Și care este durata? Durata unei ședințe cam o oră jumate, depinde. Prima ședință de obicei e mai îndelungată, până reușește să fluidizeze sângele, că e doar este răpitoare. Trebuie să recunoaștem. Este răpitoare, este hematofagă, ea se hrănește cu sânge. Și aici e un simbioz biologic. Deci noi o hrănim cu țesutul nostru, ea ne dă substanțele ei. Da? Ce se întâmplă cu ele după întrebuințare? Din 2001, Ministerul Sănătății ne-a impus ca lipitoarea să fie de unică folosință. Până în 2009 le foloseam. Dar în legătură cu SIDA, cu alte patologii, cercetările au demonstrat că ele nu transmit patologii, inclusiv și virusul B, ce că de aici s-a început una, pe urmă virusul SIDA. S-a demonstrat că ele nu-l transmit, dar s-a vorbit că dacă mai e ceva care noi nu cunoaștem, pentru că e legătură cu sângele, și s-a luat hotărârea să fie de unică folosință. De fapt, este o seringă cu medicament compus de unică folosință, de aceea noi suntem nevoiți să le sacrificăm după ședință. Noi am încercat să facem acest lucru, că trebuie în fața pacientului să o sacrifici. Și mulți pacienți au refuzat să privească cum ele mor. Noi am găsit chiar nu e plăcut că sunt persoane cu emoții și noapte, visuri și coșmaruri și așa mai departe. Deci e o problemă chiar aici și după un timp am inventat sau am găsit o soluție de a elibera aceste lipitori aplicate pacientul în recipient, pentru că în principiu el are dreptul, el le-a plătit, sunt ale lui și el face cu ele ce vrea. Poate să-și facă, să le pune în acvarium, ele pot supraviețui un an jumate nehrănite, deci ele așa mănâncă o dată într-un an, pot da, mânca numai. Sunt adaptabile, cu alte cuvinte. Dumneavoastră, câte specii de lipitori folosiți? Toate au aceleași întrebuințări? Medicina se folosește din acele peste 400, unii spun 500, unii 600 de specii, dar în medicină se folosește numai o specie, Hirudo medicinalis, cu trei ei subspecii și atât. Ați venit aici la noi cu un borcanel cu lipitori. Da, m-a dus pentru demonstrare, pentru că multă lume nu prea le vede acum. Suntem în veacul 21, dacă prin anii 70-80 erau foarte multe lipitori în mediul natural și de mici copii noi le vedeam, pentru că se mai lipeau și de picioare în timpul scaldatului. Acum, din păcate, din cauza ecologiei, au dispărut din mediul natural. Este o problemă întreagă. Multe țări este program național de a restabili populația lipitorilor. Noi avem noroc în delta, avem o zonă naturală și unică în Europa, unde lipitorile încă s-au mai păstrat. Și Academia de Știință Română eliberează în fiecare an 80 licențe pentru colectarea din mediul natural pentru biofabricile de cosmetică, pentru că se face multe extracții substanțelor active din lipitori, pentru că îngrijirea tenului feței este importantă și atunci hirudina clar că îmbunătățește microcirculația și păstrează în stare bună tenul feței.
Vreau să fac o paranteză, pentru că secretul curat al lipitorii astăzi se confecționează în cutioare frumoase de 30 de mililitri sau 30 de grame de substanță de gel, care costă peste 1000 de euro. Destul de scump. Destul de scump. Sunt și mai ieftini, de 20-30 de euro pentru cearcăne, pentru riduri. Sunt și mai ieftine, dar acele de 1000 concentrație e super concentrație. De câte ședințe avem nevoie pentru a ne vindeca de o afecțiune, de o boală? Depinde. Aici e caz de caz. În mediu se fac acele 10-14 ședințe. Se fac cam în mediu 2 ori pe săptămână, care durează cam o lună, două tratamentul. Noi nu forțăm. Știți, aici, dacă e caz urgent, da, poate și zilnic, poate și de două și de trei ori pe zi sau peste fiecare oră în cazurile acute de infarct sau de accident vascular. Da, asta e o altă metodologie. Sau în cazurile de hepatit acut, când noi folosim 10-20 de lipitori la o ședință, da? Dar în mediu, două ori pe săptămână, depinde și de reacțiile individuale, da? Mai sunt și câteva contraindicații, cum ar fi hemofilia, anemia severă sau așa. Mai sunt și contraindicații parțiale, cum ar fi sarcina, cum ar fi boli infecțioase, cum ar fi, măcar că boli infecțioase tot le putem trata, dar sunt contraindicații parțiale. Că vorbim bolile de psihice, da. Există limită de vârstă? Nu există. Nu există, oricine nu, poate practica. Se poate aplica de la bebeluș până la cel mai în vârstă om. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să îmi spuneți în câteva cuvinte de ce este bine să urmăm această terapie cu lipitori. Vreau să mai spun două cuvinte, că se mai folosesc foarte mult în hemoroizi, în bolile hemoroidale, da, pentru tot epoală venoasă. Vreau să sublinez să folosesc în bolile gastrointestinale, da, ulcerele stomacale, gastritele, colitele intestinale. În problema aparat locomotor, da, tot felul de artroze, discartroze și mai departe, da. Bolile ochilor, așa. În patologia stomat-dentară, da? Parodontozele, da? E o problemă întreagă, da? Chiar și în veterinaria se folosesc lipitorile foarte activ, că animalele toți sunt mamifere. Asta ce ține de arealul unde le folosim sau în ce cazuri le folosim. M-ați întrebat de ce ar trebui să le folosim. Vreau exact să vă dau un exemplu, că în Austria, în mai multe case de azil, s-a făcut o cercetare. La o parte din locatarii azilului li s-au făcut tratamente cu lipitori, hirudoterapia. Pentru că la o vârstă, astăzi, dacă luăm orice vârstnic, el are un pachet de 5-7 medicamente care trebuie să le primească. O trusă întreagă. Și asta e calculat deja toate chestiile astea. S-a făcut această cercetare pe parcurs de un an de zile. Pacienții care s-au tratat medicamentos, având o vârstă de peste 60 de ani, și pacienții care numai cu hirudoterapie. Pe parcursul unui an, tratamentul unui pacient cu lipitori a costat 500 de euro, a pacientului medicamentos a costat 2500 de euro. Iată diferența. Diferența în cost e una, dar în efecte, pacienții care au primit hirudoterapie au fost cu mult mai activ, cu mult mai, cum să vă zic, mai cu vârsta eficient, să pierde bucurie vieții. Deci, erau cu mult mai activ și cu sclipiri în ochi. Pentru că chiar au apărut mai multe cupluri în aceste case de bătrâni. Deci a apărut un interes către viață, da? Deci e incomparabil și ca sumă financiară și ca efect. Aici e mai important încă. Și ca efect. Deci astăzi este o presupunere că bine, într-adevăr s-au uitat de lipitori un pic. Acum noi ne întoarcem și atât avem în noiembrie, la sfârșitul noiembrie, avem la Academia de Științe, avem o conferință cu terapiile așa numite complementare sau să mă numesc ele astăzi niște cuvinte să nu le înțeleagă nimeni, unde
s-a propus să discute și despre hirudoterapie, inclusiv cu alte metode. Pentru că a fost o propunere să participăm acolo cu un referat. Dar vreau să spun, noi întârziem cu 10 ani. În Europa, încă de prin 2002-2004 s-a început interesul față de aceste vietăți și le-am înregistrat deja. Noi nu știm cum să le înregistrăm, ori ca dispozitiv, ori ca medicament. Noi nu ne încadrăm în legea românească și atunci e un paradox. Lipitorile există, ele sunt eficiente, dar noi nu știm cum să le înregistrăm. Nu se încadrează în legea noastră. Uitați, de asta ați venit aici să ne explicați care sunt efectele lor miraculoase. Vă mulțumim pentru prezență și pentru răspunsurile oferite și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc!